Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc Mântuitorule, Duhul adevărului, Părere pentru tine și toate le împlinești, Ești Fierul bunătăților și Dătătorule de viață, câte jertfe a adus democrația în Europa Occidentală, numai prin avortul. Atâtea jertfe nu a adus nici regimul comunist. Au văzut că prin comunism, prin suferință, prin inhibiție, nu pot distruge și nu pot dezdumnezi omul, încearcă să o facă prin exhibiționism. Fă ce vrei, fă ce-ți place, corectitudine politică, crede în ce vrei, crede cum vrei, ca să smulgă pe Hristosul evanghelic și patristic din inima omului, anestezindu-l pe om cu fel de fel de rozinci de acest gen. Libertate, dar în păcat, nu în adevăr. Și nu dați cu piciorul, pentru că capul bisericii este Hristos și piatra din capul unghiului al bisericii Hristos este. Și peste cine va cădea această piatră, îl va sfârâma. Și cel care se va lovi de această piatră, se va zdrobi. Mântuiește-ne pe noi, păcătoșii. Noi de atât am venit încoace ca să ne lasă viera noastră în pace. De atât că strămoșii, prestrămoșii noștri au fost crucea și trebuie să fie până la urmă. Am donat cu toți ca să apărăm credința, să apărăm colțișorul ăsta de Moldova, zicem că e de o palmă, un sat așa de mic și să vii cineva să comandeze mare. Și eu sunt foarte contra ceea că se face, cu ce se face în țara europeană, se vorbește despre ceea că homosexualiști și așa mai departe și fel de cum ați neamul. În țara noastră se întâmplă multe lucruri care trebuie să ne pună cel puțin în gardă. Spre exemplu, aceste legi noi care au fost adoptate, de aici protestăm acum în fața Ministerului Justiției, denotă faptul că sau guvernanții nu înțeleg care este istoria acestui popor și care este calea pe care noi trebuie să mergem, sau ei în mod vădit fac acest lucru ca să ne distrugă una din bazele noastre principale, una din pilonii poporului nostru, care este credința. Să ne apărăm credința, patria, să nu dăm voie ca să vii musulmani la noi în țară. Și ca să fie pace la noi în țară. Păi, religia lor este altfel și a noastră este altfel și de ce ea se poate să atace? Fie activiate religii ca să nu vină spre noastră, să nu dispată norodul, să marg pe care și dreapt. Ei au cu ăștia din străinătate, ei fac aici și deci trebuie să venim, unde să ne ducem. Noi nu ce luăm deși în țară, noi în țara noastră venim și venim aici să facem și pe pașe, și pe înțelegere, să trăiesc cu oameni în bună credință, copiii noștri. Europa, ONU, Statele Unite, toți care sunt împotriva Bisericii Ortodoxe, toți păgânii, toți necredincioșii, toți care nu cred în Hristos. Noi suntem o țară creștină, creștin-ortodoxă și islamii lasă stai la dânși acasă. Tot ce pot să fac, ce este în puterile mele. Dacă trebuie și cu sânge. Dar Hristos a spus că dacă trebuie și cu sabia de împotriva celor care nu fac dreptate.